Lucrurile mele încă le consider figurative, chiar dacă nu sunt reproduceri după corp uman. Cum s-a schimbat, s-a făcut acest switch de teme pe care le abordez. A fost un moment în care am început să produc obiecte de design și din punct de vedere al unui sculptor figurativ, mi s-a părut foarte interesant modul în care acestea, în mod special la scaune, lucrează cu elementul uman, cu persoana în sine. În cazul lucrărilor mai recente, inclusiv ce am și în expoziția asta, pun mult accent pe felul în care, spre exemplu, poziția pe care o adopt în momentul în care folosești un obiect de-al meu are un efect psihologic, ca să zic așa, și un efect social de asemenea. Adică lucrările mele nu sunt întregi până când publicul nu le folosește. Și dacă sunt mai multe lucrări și sunt folosite de mai mulți oameni, analizez și încerc să produc un anumit efect social, să se schimbe un pic modul în care socializează persoanele între ele folosind obiectele. Contribuția mea constă în trei scaune și așa și arată. Ca și experiență a fost foarte comod și natural, foarte organic, pentru că exceptându-i pe Iane și pe Cristina, cunoșteam deja pe toată lumea, am fost colegi cu toți și a fost un teamwork total, inclusiv cu Iane și cu Cristina, s-a simțit ca un teamwork, nu s-a simțit ca și cum ar fi ei coordonatori, a fost o chestie total de echipă pentru toată lumea, după părerea mea. Ca și artiști, nu cred că are sens să intru în detalii, dar sunt fain. Ce m-a impresionat cel mai tare a fost fix faptul că au reușit să lucreze cumva cu noi, chiar dacă e diferența de vârstă și alte chestii. Să lucrăm toți ca o echipă și a fost foarte cool. Cred că e o chestie foarte importantă pentru orice artist să facă asta. Dar nu se întâmplă tot timpul. Necesar. Necesar. Din punct de vedere extern, cred că se poate considera că contribuția în scena culturală orașului a fundației e foarte importantă și foarte mare. Nu e ca și cum sunt extrem de multe fundații artistice în oraș, sunt câteva și Art Encounters este una din cele mai mari, cu un program foarte bun și bine pus la punct. Din punct de vedere intern, ce îmi place foarte mult la fundație e felul în care se lucrează foarte bine în echipă cu foarte mulți oameni. Momentan continui să mă axez pe zona asta de obiecte interactive și de felul în care publicul poate interacționa cu ele. Și ce încerc acum e să obțin niște forme cât mai interesante, să fie obiectele cât mai sculpturale, rămânând funcționale. Și vreau să mai joc un pic cu și mai multe materiale decât o fac deja.